Doamnelor și domnilor, vineri, cât suntem azi? 3 iunie 2016, bună ziua, bine v-am găsit. Ia o foaie. Duminică mergem la vot, Unii dintre voi. Da? Deci mergeți la vot, nu uitați să mergeți la vot. Ziua mondială fără tutun mi-ai dat aici. Nu, ți-am dat o hârtie ca să ai și tu, că iei pe ale mele. Avem subiecte, ar trebui să avem subiecte mult mai interesante, din păcate însă nu ne putem lega de ele, din motive clare de campanie electorală și de că n-avem voie să ne băgăm, deși ar fi de analizat numai, dacă ar fi să mă iau după sloganurile de campanie ale actualilor candidați, am ocupat, cred că, o oră întreagă vorbind. Mă abțin însă că n-avem voie, de aia și 24 de titluri a intrat pe hold, cât durează campania asta, abia de luni încolo o să mă reîntorc la 24 de titluri. N-aș putea să mă abțin, înțelegi? De aia m-am oprit de emisiune. Materiale sanitare de calitate îndoielnică. Nu știu dacă ai apucat să vezi aseară ultima discuție pe care am avut-o pe Facebook împreună cu mai mulți romașcani, inclusiv colegi de televiziuni locale legate de un punct de vedere oarecum diferit. Se vorbește despre Hexifarma, despre șpăgi, despre cât de proaste sunt materialele cumpărate de la Hexifarma, inclusiv Spitalul Municipal de Urgență Roman e în situația asta, știm cu toții, s-a vorbit iar să încă o dată aduc aminte de șpăci, etc., etc. Punctul meu de vedere a fost următorul și vreau să întreb la o conferință de presă, dar n-am mai avut timp atunci. Câtă vreme, și se pare că n-am fost destul de bine înțeles înscris pe Facebook, așa că vorbesc acum ca să mă exprim mai bine. Câtă vreme în spitale, licitațiile pentru materialele astea, care sunt de strictă necesitate și țin de igienă și de de viață și de moarte, câtă vreme licitațiile pentru materialele astea se vor face pe prețul cel mai mic, ne putem aștepta la materiale bune calitativ? Adică guvernul vine și spune, guvernul, cine se ocupă? Dumnezeule, Ministerul Sănătății, naiba, cine a decis chestia asta? Domnule, cumpărarea de materiale se vor face pe baza licitației între materialele cu prețul cel mai mic. Adică prost, mai prost, puțin mai prost, dar ieftine. Toți căutăm să luăm mai ieftin, să negociem și să luăm mai ieftin de pe piață. Dar este o vorbă care spune că suntem prea săraci ca să ne permitem lucruri ieftine. Nu, suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine. Da. E de discutat. Păi uite, s-au luat de la Hexifarma cea mai ieftină. Normal, dacă eram parametrii care trebuia... N-ar mai fi costat atât. Parametrii care trebuiau. Da. Nu, n-ar mai fi costat atât. Ar fi fost mai scumpe. Aici e o problemă. Dar din zbor, nu uităm și abordăm problema asta, dar din zbor am auzit deci că intră în vigoare o ordonanță de urgență privind achizițiile publice cu SEAP-ul, cu afișarea lor. A fost închis sistemul de achiziții electronice. Da. Oricum, o săptămână. Și acum ce am auzit la radio, deci din zbor luată știrea, apropo de ceea ce ai spus tu și asta, criteriul prețul cel mai mic nu mai este definitoriu. Corect. De pe 26 aprilie mi s-a atras atenția ieri pe Facebook. De pe 26 aprilie nu se mai fac achiziții pe bază de prețul cel mai mic, ci de raportul calitate-preț. De pe acum intră în vigoare ordonanța. Deci asta am auzit la radio. Una la mână. Acolo făcea precizarea cu prețul cel mai mic, deci nu mai intră la drepturi intelectuale, chestii. Aha. Bănuiesc pe consultanță de genul ăsta. Ei, acum să vedem. Toată problema la licitațiile cu statul, cu instituțiile statului, este vorba despre șpagă. Da. La construcții. Deci mi-au povestit și dacă ar sta să vorbească sincer cei care fac devizele. Deci ei își pun manopera, pun în plus la manoperă, pentru că la preț cam toți furnizorii, deci toți constructorii
caută și știu unde este prețul cel mai mic. Bineînțeles, da, pentru că ei cunosc piața. Și singurul lucru unde pot să se mai joace e să, să se joace pe manoperă, pe deviz. Păi, corect, și mi se pare logic să fie așa, pentru că așa se creează o piață concurențială normală. Da, da, nu lucrezi pe prețul cel mai mic pe materiale, ci moment, pe calitatea serviciului. Da, da, în momentul în care plătești prost, ai muncitori proști și iese o lucrare proastă. Exact, da. Și adică sau dispar anumite chestii. Pentru că eu am mai spus, repet, și o să mai spun în continuare. De exemplu, atunci când se fac canalizări, se sapă șanțuri, da, sunt sigur, deci am zis, bag mâna în foc, că pe deviz sunt trecute cheltuieli cu întărirea malurilor pentru săpăturile care se fac. Pentru că așa spune legea, malurile să fie întărite pentru a nu pune viața în pericol a celor care lucrează acolo. Da. Și asta înseamnă niște cheltuieli. Bineînțeles. Mai mici sau mai mari. E, în mod sigur, astea sunt pe hârtie. Dar nu sunt și făcute nu în practică. Nu sunt în practică. A mai fost un caz acum la Buruienești. Da, a fost un muncitor. Păcate. De la noi se moare cu pământ, frate. Eu nu înțeleg cum naiba... Știi? Din cauza asta, clar, dar m-am săturat. Statele Unite au în fiecare zi câte un atac armat. Noi avem în fiecare zi câte unul pe care cade un mal de pământ. Chiar nu se uită nimeni când intră într-o groapă. Bă, frate, s-ar putea să mor. Să spun cazul. Deci, povestite de oameni. Deci am văzut mai rar, din fericire, deci personal, dar situații de genul acesta în care patronul sau inginerul intră acolo, nu? Lasă că vine altcineva, intră da. Altul. Da. Și intră, deci nu sunt muncitorii, nu știu drepturile. Sau nu, le-i frică să și le exprime, hai să fim serioși, că rămâi fără serviciu. Rămâi, bun, bă, domnule, eu nu vreau să intru că n-am cască de protecție, ia du-te tu și aduc palul. În momentul în care sunt toți pe treaba asta și au spus stop, nu am asta și nu am asta. Când s-a întâmplat vreodată ca românii să fie toți pe păi asta, că unul e plătit cu un leu în plus și exact. Nu respectă regulile. Dar aici vin și cei de la ITM. Domnule, ați trecut pe lângă șanțuri, loviții, dați-le amendă, pentru că ITM-ul are legea în mână. Vine ITM-ul, îi dă firmei la care lucrezi o amendă, firma la care lucrezi și care plătește amendă o să facă tot posibil să scoată banii respectivi pe care i-a dat pe amendă de la cine? De la tine, mă. La mine că ca așa angajat? Tu ca angajat n-ai niciun drept în România. N-o să mărească salarul, n-o să mai aibă de lucru firma, dar dacă nu-mi plătește, iarăși, hai să luăm clar economic. Deci patronul nu face bani cu ciocanul acasă. Nu, îi face pe baza muncitorilor. Îi face pe baza activității desfășurate. Da. Au capital, au pornit afacerea. Deci te uiți și cum discută și cum, cum se comportă față de angajați. Ești nevoit să te duci la un mârlan să lucrezi. Evident. Nu mult timp și trebuie sancționat pe treaba aceasta pe baza legii. Deci eu zic că mârlan sunt și în afara țării noastre. Și în vest. Sunt o grămadă. Dar cei care au lucrat pe șantiere în Anglia, Irlanda, deci nu au încălcat regulile, pentru că pierdeau locul de muncă, pentru că angajatorul știe de următor. Spania și de Irlanda și în Italia și Spania, la fel. Bine, în Italia am întâlnit și varianta ca în România, în anumite zone, pe anumite șantiere. Eu am lucrat pe șantier în Italia și nu am putut să intru în șantier fără bocanci de aia cu vârf de metal. Bombe metal. Nu mi-a la voie. Da, corect. Nu ți-a la voie. Eu aș fi intrat cu Adidas, că era mult mai comod, dar nu mi-a dat șeful de șantier, nu poți intra, îmi pare rău. De ce? Pentru că dacă tu plăteai ceva, corect, cine plătea? Corect, plătea. Deci așa e și la noi și legislația este la fel. Da, dar problema se pune la modul următor. Ia o familie în care soțul bețiv își bate soția din cauza că n-are bani. El e nervos, toate frustrările lui le aruncă pe nevastă și o bate. Aia îl dă în gât la poliție, poliția vine și îi dă amendă cui? Lui. Din ce că el o bate că n-aveau bani la bun început? Îi dai și amendă, el o să o bată mai mult. Asta se întâmplă cu ITM-ul și cu firmele din România. Ai o firmă săracă, dar în afară, dacă se întâmplă treaba asta cu bătutul, nu-i dă amendă? Ba da, îi dă amendă, evident. Deci îi dă amendă și în afară. Nu pune în afară, pentru că în afară... Bun, și... Nu, deci hai să găsim soluția. Pe deci soluția? Bun, în loc și îl băgăm la pușcărie. Nu
da. Nu știu care ar fi soluția. Le ții la pușcărie degeaba. Să facă muncă în folosul comunității. Da, care ar trebui niște chestii psihologice, niște consiliere, legi. Hai să vedem că... Și, dar am plecat de la cu totul altceva. Cu psihologi și cu asta. Nu, prețul cel mai mic am plecat. Da, dar din 2016, uite, în luna februarie 2016 a trecut de Senatul României legea, noua legea achizițiilor publice, care aduce modificări potrivit cărora la o achiziție publică trebuie să primeze cea mai bună ofertă tehnico-economică, dispărând astfel inepția prețului cel mai mic în favoarea criteriului calitate-preț. Ce înseamnă calitate-preț? Deci va fi responsabil și dacă se surpă șoseaua, va veni constructorul să o refacă? Nu, 100%? Calitate-preț înseamnă că iei materiale bune, calitativ, dar la prețul cel mai mic posibil. Practic aceeași tâmpenie, dar cu altă denumire, știi? Deci gândește cât e de greu să apreciezi... Vorbeam ieri... Că hârtia asta e făcută din... Orez... Orez, da, și cealaltă e făcută din rumeguș de brad. Cine decide ce anume? Ieri am avut o discuție foarte, discuție cât s-a putut numi discuție, un dialog pe Facebook cu mai mulți romașcani. Spuneau la un moment dat ce înseamnă de fapt calitate-preț. Cine decide? Adică medicii, nu, managerul spitalului, că despre ăștia vorbim, managerul spitalului nu este medic. El nu știe materialele pe care le cunoaște. Medicul, pe de altă parte, nu cunoaște management. El știe ce trebuie cumpărat, știe ce calitate trebuie să aibă, dar nu e manager. El nu poate să lucreze cu bani. De ce? Pentru că era să zic în limba română, da, iubirea între un bărbat și o femeie la fundul gol, da? Inutilă, ai un om care știe bani, nu știe medicină, n-are nici cea idee ce trebuie să cumpere în spitalul ăla, știe doar că trebuie să ia cât mai ieftin posibil ca să ajungă bugetul, și ai un medic care știe ce trebuie în spitalul ăla, dar el nu are banii pe mână. Și atunci trebuie să roage unul de altul să se întâlnească și să colaboreze cumva și... Managerul spitalului, hai să fie clar, managerul spitalului, și avem clar Roman, Piatra Neamț, Bacău, managerii spitalelor din orașele astea sunt medici. Serios? Nu sunt medici. Bă, dar ce, Leonardo Chirula e medic? El e director economic. Director economic, pe nu el se ocupă de achiziții. Stai așa o clipă, deci ne referim la manager. El ca director economic, el vine și prezintă bugetul și banii care sunt. Da. Managerul spitalului este medic. Acum, da, se luptă și, da, și sunt situații în care, în anumite spitale, managerul nu mai este medic. Da. Și uite, tare mult aș vrea să văd managerul de la spitalul din Zalău, dacă este medic sau nu. Ok, dar ce s-a întâmplat în Zalău? Pentru că spitalul din Zalău n-a cumpărat produse de la Exifarma, da, și la un standard foarte înalt de așa. Am văzut pe Facebook, da. Exact. E, trebuie acum nu-i spitalul la standard de nu știu de care, pentru că n-a cumpărat de la Exifarma. Nu, că da? au făcut investiții, dar printre altele și faptul că n-au cumpărat de la Exifarma. De ce? Cum? Adică cel mai mic preț, da. Care a fost prețul cel mai mic acolo? La da, ei? Ce au cumpărat? Și totuși, cum spun, n-au fost infecții. Se pare că au riscat și nu, au mers. Nu. Că exemplu era dat foarte clar pe clinica oftalmologică, truse care se sterilizau într-un mod... altfel, cu cuptor, cu temperatură, cu... Deci, există, mă, și aici, la Român, așa ceva. Nu e la nivelul ăla. E un alt... Ideea este că prețul ăsta cel mai mic e bine că a ieșit, sau teoretic a ieșit, pentru că nu poți să faci rabat la calitate în ceea ce privește sănătatea, frate. Iar o să-mi sară medicii de pe Facebook. Am niște medici pe Facebook care li se pare că bat eu în medici. Eu vorbesc de tâmpenia sistemului. Da. Când sistemul spune, domnule, tu vrei să faci bine, da, dar te faci cu materialele astea proaste. Nu, uite ce a lipsit aici. Aici a lipsit calitatea celor care trebuia să facă controlul. Deci, dar știi cum poți să primiți niște testele? Și laboratorul care făcea analize era aparținat de Hexifarma. Înțelegi? A, da, adică ei centrau, ei marcau, ei dădeau golul. Asta, dar eu mă gândesc că niște n-avea DSP-ul, că DSP-ul trebuie să vină. Vine direcția de sănătate publică, intră în spital și spune, da, ce aveți aici, ia să văd eu ce folosiți. Hopa, femeia de serviciu a diluat substanța. Femeia de serviciu zice, asta mi-e crucea maică, de acolo l-am luat. Te duci acolo și verifici din lotul care l-a trimis aia și observi că femeia are dreptate, da, și că a venit diluat produsul de acolo. Și atunci ieși și acționezi și dai în judecată și ceri daune și faci toate dreptatea. Dar trebuie să treacă câți ani au trecut, câți bani s-au luat. Dezinfectanții ăștia de la Hexifarma, despre care
care vorbim, nu erau, nu sunt folosiți numai la curățenie pe femeile de servici, nu, inclusiv nu, pentru... Nu, am dat un exemplu general. Da, am înțeles, adică imaginați-vă că vorbim de oameni care lucrează înăuntru altor oameni. Când DSP-ul vine și ia probă și de pe mâna doctorului. Sper să nu ieși de pe ale mele, că... Hai să vedem roșile, da? Bun, trecem. Deci ce am stabilit? Că porcăria asta de prețul cel mai mic nu e cea mai bună idee. Ține de... este ideea bună, nu cea mai bună, da. Dar ține în continuare de instituțiile statului care trebuie să-și facă treaba. 1. Contractul când l-ai făcut, da. Trebuie să conțină niște standarde pentru recepție. Da. Da? Apropo de recepție, bun, și ne oprim, pentru că, vezi, facem o paralelă. Tot ieri vorbeam pe Facebook, mie îmi place că vorbesc în ultima perioadă foarte mult pe Facebook, mie care nu-mi plac oamenii în general și discuțiile, dar vorbesc foarte mult pe Facebook în ultima perioadă, cu oameni din Roman care habar n-au unde să sesizeze lucrări proaste cărora li s-a făcut recepția în Roman și nu știu cui să se adreseze. Apropo de chestia asta, ci că stradă inaugurată acum vreo 2 săptămâni, ce s-a inaugurat acum 2 săptămâni? Nu știu. Artera ocolitoare? Da, să spun că despre asta e. Deja e găurită. Lucrurile la care mă așteptam, sincer, pentru că am văzut capătul de drum. Da, da, am discutat pe partea asta, nu sunt betonate și așa. Și oamenii spun, domnule, ok, ideea e bună, facem o arteră, este fantastică, facem străzi, e bine să avem străzi puse la punct, dar cine Dumnezeu, frate, semnează pentru lucrările alea de sat atât de proaste? Adică, deci trebuie să aibă un termen de garanție. Exact. Deci, era o poveste acum câțiva ani cu un pod construit acum 100 de ani, deci la 1900 și ceva, și firma care l-a construit a trebuit să lase o garanție pentru lucrare, garanție pe care trebuia să o ia după 100 de ani. Și întâmplarea a făcut ca firma să existe și după 100 de ani, podul există și după 100 de ani, da. Și au cerut garanția. Nu mai știu povestea mai departe, nu știu cât e de adevărată, dar ca idee, că mi se pare că aceste garanții sunt pe termene mai scurte, 5-10 ani, poate și mai mult, dar ca și idee. Deci, nu instituțiile statului își fac treaba, oamenii, noi, am văzut gaura aici în asfalt. Aici e, oamenii. Pe cine anunțăm? Cine e administratorul străzii? Ei așteaptă, știi, e primăria, e cine? De aia am făcut un scurt editorial tot ieri pe Facebook, în care oamenii mi-au sărit în cap pe urmă că tot pe noi ne scoți vinovați, neamț. Nu scot pe nimeni vinovat. Este stupid să așteptați 4 ani ca să înjurați un om în campanie electorală. Băi, dacă a trecut 1 săptămână de la campanie, omul a fost ales, da? Primarul, cine o fi el, ales. Și vi se pare că a făcut o chestie și după 1 săptămână, 2, 3, 5, s-a stricat ceva, scoteți-i ochii omului pe loc. E stupid să aștepți 4 ani ca să folosești chestia asta împotriva lui în campanie, nu? Păi dacă la mine pe stradă apare o problemă și eu nu o spun, deci am avut un gărduleț, da, care a fost călcat de excavatorul care împrăștea zăpada. Corect. Dacă eu n-am spus la primărie, ei au pus gardul, da? Aveam de unde să știe respectivii de acolo. Acum oamenii în primărie plătiți să știe. Să știe. Bun. Să așa, aspectul 1. Dacă nu spun eu, ei nu știu. Dacă eu nu spun, ei ar trebui să aibă totuși pe cineva care să verifice în permanență. Din când în când să mai iasă. Da, dacă nu sunt ăștia de la furat, nu. Mă refer la oameni pregătiți care să... N-a venit nimeni. Deci în momentul în care eu am spus, urmând procedura prin asociația de proprietari, s-a rezolvat problema. Dar atâta vreme cât eu n-am spus, putea să vină cineva, băi, că 1,5 metri de gărduleț este dat în jos. Da, deci omul trebuie că e un pericol pentru că... Deci eu, primul trebuia să spun, eu sau vecinii, băi, gărdulețul ăla e cu o problemă. Concluzia la care vreau să ajung este, dacă sesizați chestiile astea, oameni buni, vă rog tare mult, făceți-vă, nu datoria civică, dacă spun datorie civică, deja idiot, da? Făceți-vă, nu știu, un bine vouă, băi, am văzut o chestie, există posibilități de a face sesizările astea la primărie. Există pe Facebook. Sfatul meu este, fără, și mă repet, nu am nicio treabă cu partidele, sincer, am și anunțat că cel mai probabil nu voi merge la vot. Deci nu mă interesează. Nu mă interesează ce spun oamenii despre mine. Da, este un punct de vedere și... O să meargă la vot. Așa. Faceți sesizări și nu una, nu două, nu 5, faceți 1000 în nebuniții pe ăștia din primărie. De ce? Pentru că ei sunt angajații voștri. Lucrează pentru voi. Atenție. Acum hiperbolizează puțin cu 1000 de sesizări. Sesizare scrisă. Dacă Doamne ferește
se întâmplă ceva. Deci ați făcut o sesizare. Domnule, cade fațada de la o clădire care aparține primăriei. Da. Și ați făcut scris. Și s-a trimis, și ați luat și numărul de registrare, că aici ar fi perfect. Prin birou unic. Prin birou unic. Și n-ar fi complicat, domnule, am făcut o sesizare. Nu, dar ne place să stăm și să știi, să așteptăm să vină primăria. Făcut în dublu exemplar, două foi A4. Nu scriu la calculator, dar majoritatea de acum scriu la calculator și asta, că nu trebuie, deci cu indigo, am dat un dublu exemplar. Am cerut un număr de registrare pe exemplarul care îmi rămâne mie. Doamne ferește, cade bucata aia de fațadă, este accidentat cineva, moare cineva, va răspunde penal. Corect. Deci cineva de acolo, deci din primărie. Și în momentul în care ei vor vedea treaba asta, că colegii lor dispar. Și unde sunt? Sunt la pușcărie. Să plătesc amenzi. Acolo. Să ajungem că se va rezolva, uite, nu se pice fațada. La asta mă refer, când ai să vezi că era pe chestia asta. Deci când ai să vezi că îți dispar colegi, și unde e? E la pușcărie. Du-te și du-i o chiftea ceva. Da. Băi, este așa o clipă. Dar ce l-a făcut el de a ajuns la pușcărie? E, atunci o să intre în priză și o să spună, băi, eu nu mai stau aici să lucrez, că... Da, dar zic ce spun, că e românul cetățeanul responsabil și el de chestiile astea? Nu. Cum să nu? Ba da, este responsabil, dar nu-i conștient că este responsabil. Asta vreau să zic. Și apropo de chestia asta cu pușcăria cu asta, am citit pe net, nu știu dacă e adevărat, că funcționarii publici din China petrec, nu știu cât timp, o zi sau 10 zile la pușcărie ca să vadă cum e, dacă... Cum e în caz că. În caz că. Preventivă. E o chestie interesantă. Ia uite-mă, vești bune, rata șomajului, zic cei de la Institutul Național de Statistici, la ei acolo probabil, rata șomajului în aprilie 2016 a fost de 6,4%. La nivel țară. Hai să vedem știrea. Ce știri? Hai să vedem știrea. 5 rânduri, hai să vedem știrea. Hai, okay, hai că vedem știrea și ne toarce să o... ce să-i facem. Ne o comentăm. Rata șomajului s-a menținut în aprilie la același nivel de 6,4% cât a fost înregistrat în luna precedentă, a anunțat Institutul Național de Statistică. De asemenea, statistica a mai comunicat și numărul estimat al șomerilor din aprilie, adică 573.000 de români, la fel ca în martie, dar mai mic cu 10% față de aprilie 2015, când se înregistrau 633.000 de șomeri. Pentru persoanele adulte, rata șomajului a fost estimată la 5,4% pentru luna aprilie 2016, respectiv 6,2% în cazul bărbaților și 4,3% în cel al femeilor. Conform datelor publicate și analizate de Hot News, rata șomajului pentru bărbați se situează la un nivel superior cu 1,9 puncte procentuale față de rata șomajului la femei, respectiv 7,2% în cazul persoanelor de sex masculin și 5,3% în cazul celor de sex feminin. Nici nu știu dacă vești bune, vești proaste. Apropo de șomaj, noi am mai discutat și săptămâna trecută, nu? Despre șomaj nu cred. N-am discutat despre locurile de muncă din Timișoara? Ești sigur că nu mai mergi și la alte televiziuni? Că... Nu mai merg la alte ca și idee, am discutat de ceea ce înseamnă locuri de muncă în Timișoara, că spuneam eu că am văzut la televizor faptul că oamenii de afaceri din Timișoara se plâng că nu au... A, da, deci, da, au 2000, eu am spus 20.000. Nu, 2000 de 2000 de locuri de muncă și nu sunt oameni. E un fapt bun, clar că o să urmeze iarăși o criză. Nu știu când. Sper peste 100 de ani. Așa? Yeah. 6,4% șomajul. Ce înseamnă asta? Mai puțin cu vreo 100.000 față de anul trecut. Ăștia sunt înregistrați ca șomeri. Da. Fără loc de muncă sunt mai mulți. Sunt și ăia care au ieșit din șomaj și mai sunt persoane care nu vor să lucreze. Și asta e foarte adevărat, pentru că am întâlnit de 100 de ori, cred că până acum, dar nu mă duc să muncesc acolo, frate, că se plătește puțin. Omule, la ce te aștepți? Da, e o da. Zonă săracă, zona asta a noastră. E o zonă uitată, da, și mai nou e și sub ape. Că... Da. Na. E 85, nu-i sub apă, nu? Nu. Era pe la Bacău, parcă la intrarea în Bacău, văzusem aseară, pusese cineva pe Facebook, dinspre București, Bacău, intrarea aia, era, se mergea cu mașina în apă. Da, interesant, nu... Nu știu exact. Nu dau seama, da, pot să... Da, ok, o să vedem, studiem, vedem. Așa, aici, revenim la șomaj. Cum e mult? 6,4? Bănuiesc că pe statistică ar însemna ceva bun, dar se poate coborâ până la 3%, cred că, parcă undeva. Da, mă, problema nu e asta. Vreau altă chestiune legată de loc de muncă și de asta.
dacă statul ar face o chestie pentru a ajuta firmele, de exemplu, pe timpul verii. Da. Elevii între 16 și 18 ani vor să lucreze. Sezonier. Sezonier, da. Da, da. De ce nu? Ei, legea spune că au voie să lucreze 6 ore. Bun. Deci deja 3 sferturi dintr-un program normal. Da, da. Așa spune da. Legea. Până la 18 ani, 6 ore, dacă angajezi pe cineva. Nicio problemă, e ok. Dar hai tu, statule, vino și spune, dacă angajezi între 16 și 18 ani, nu mai plătești niciun impozit pe salarii, contribuții. Ca să-i fie ușor angajatorului da. să abuzeze de niște copii care nu, vor nu, să lucreze. Să-i plătească, da. Dar să nu mai fie nevoie să plătească la stat, pentru că, de exemplu, la un salariu minim... Tu crezi că pe ăla tânărul ăla care vrea să lucreze sezonier pe durata verii va face muncă de birou? Nu, o să fie pus ca de fiecare dată la cele mai nesimțite și mai urte deci, chestii. Deci, nicio problemă. Știu tineri care cosesc, știu tineri care dau cu târnă copul. Deci, vorbesc de munci fizice grele. Sunt tineri care se duc în baruri, restaurante și vor să fie chelner piccolo. Nu ar fi chiar interesant. N-au voie să intre în restaurant sau în bar să bea o bere, să umesc o țigară, dar ar putea să muncească. Da. Legea face chestia asta. Nu e normal să lucreze dacă vor. Ei văd filmele americane, că la 16 ani se duc... Deci, îți dă voie să muncești la 16 ani, dar nu să și să bei bere. Da. Legea e făcută. E bine. Da? Nu mai discutăm despre alcool, da? Nu, din punctul meu de vedere. Deci poți să te căsătorești la 16 ani, dar n-ai voie să bei o bere. La 16 ani, cu un poți să deții o armă la 16 ani, n-ai voie să bei o bere. Da, băi, n-ai voie, da, foarte okay, bine. Am înțeles. Hai să nu divagăm de la problema asta cu șomajul și cu chestia asta. Eu zic că ar fi o inițiativă foarte bună între 16 și 18 ani. Deci ar lucra pe timpul verii foarte mult. Da, sunt foarte de acord. Și să nu mai plătească, deci... La fel s-a făcut și cu voluntariatul, Dan, și nu îl bagă nimeni în seamă. Poți să lucrezi pe durata verii sau să faci ceva voluntariat și să ca vechime în muncă. Ca vechime muncă? Da, nu, ca vechime. Ca și experiență recunoscută. Nu, ca vechime. Intră pe... Faci vreo, uite, vie aici. Adică ai cartea de muncă, merge vechimea, contribuție. Pe baza declarației sau, cum se cheamă, adeverinței pe care ți-o dă cel la care faci volum... Da, bă, dar hai să nu amestecam voluntariatul care e fără bani, da? E fără bani. Și treaba cu bani. Deci omul vrea să ducă, domnule, mă duc, uite că acolo spală mașini. Da. Și 6 ore pe zi aș putea să spăl mașini. Deci copiii între 16-18 ani să știe că 6 ore... Trebuie să lucreze, n-au voie ore suplimentare. Da. Deci clar, asta e legea. Eu nu cer modificarea codului muncii, cer modificarea sau venirea în sprijinul angajatorilor și a celor care vor să se angajeze, care au vârsta între 16 și 18 ani, pentru a nu crea acea, pentru că un loc de muncă nu înseamnă numai cei 1000 de lei care ți dau ție la da. După activitate. Bine înseamnă înțeles. Și banii plătiți la stat. Ei, banii i-a plătiți la stat. Statul să se gândească că din acei 1000 de lei care ia copilul respectiv, el își cumpără bicicletă, tenis, training, cărți, ce vrea el, da? Da. Și din tot ce a cumpărat, 20% este TVA-ul. Da. Deci 20% se duc la stat. Da. Statul să nu mai fie lacom, să ducă și la contribuțiile celelalte. Okay. Copilul ăla e asigurat între 16 și 18 ani, e co-asigurat de la părinți. Deci, ca să las, în teorie sună fantastic. În practică ne gândim deci că toți... Poate vreun parlamentar să facă demersuri pentru această inițiativă legislativă? Mă gândesc la altă chestie. Să nu uităm că cei 6,4% șomaj cel mai probabil sunt în zona asta a Moldovei. Da, și sunt peste 18 ani. Sunt peste 18 ani. Și am mers pe un alt palier, pe o altă problemă. Sună foarte bine, ar trebui să fie ales cel puțin cum se cheamă, ambasador la Zim, ăștia cu copiii. Da? Sună bine ce zici tu acolo, la Zimbre, cum se cheamă. Bun, nu UNESCO, era să zic. Aia cu copiii. Mă gândesc la altă chestie. Ăștia 6,4% șomeri care n-au venituri, în schimb au o familie, au copii la rândul lor de crescut, ori să fie încântat să audă că tu preferi să ai un angajator care să ia niște copii timp de 6 ore pe zi în loc să angajeze oameni care sunt în șomaj și ar munci 8 sau 10 ore pe zi pentru aceiași bani. Plătind în același timp și la stat. Deci vorbim clar. Muncile care pot să le facă cei între 16 și 18 ani sunt munci necalificate. Clar. Da. Sunt munci sezoniere.
Da. Deci aici vorbim. Deci nu vorbim că ocupă un tânăr, deci în defavoarea unuia cu experiență. Iar dacă vine unul dacă eu ca angajator vreau să angajez pe cineva pe 3 ani de zile, pe 10 ani, deci pe durată nedeterminată. Așa, clar că nu o să-l angajez pe la tânăr. Spun, băi, tinere, știu că statul mă avantajează, dar mă avantajează pe o lună, două, trei. Deci eu la asta fac referire. Dacă vine de 16 ani care a absolvit școala și spune, domnule, nu mă mai duc la școală, vreau să lucrez, așa, în momentul ăla el nu intră sub protecția aceasta, care eu zic eu ca inițiativă legislativă de neplată a contribuțiilor la salarii, da? Eu am înțeles foarte bine ce spui. Deci, ideea nu este rea, este deci foarte bună. Nu amestecăm. Dar cum o pui în practică? Pentru că vorbim și de... Măi, oameni buni, e contract pe durată determinată. Cine semnează contract pe durată determinată? Pe perioada 15 iunie, 15 septembrie, cu tânăr între 16 și 18 ani, nu plătește contribuții, taxele la stat, impozitele și așa mai departe din drepturi salariale, da? Da. Și atunci angajatorul spune, băi, eu am nevoie că am terasa asta și am nevoie de trei care să meargă pe acolo ok. Șase ore pe zi. Repet chestia asta cu 6 ore pe zi, pentru că așa spune legea și trebuie respectată chestia asta. Știi? Să ce nu se abuzeze. Legea zice multe și ce se respectă, da. Se respectă prea puțin. Dacă tu stai 7 ore în crâșmă și vezi că te-a servit același chelner sub 18 ani și în ora 7, atunci faci reclamație ca bun cetățean. Da, și ăla rămâne și fără servici, închide și crâșma și iei tot înainte. Da, dar nu o să mai fac alții. Da, am înțeles. Se închide o crâșmă, se va deschide, nu se închide nicio crâșmă. Hai cu ziua națională fără tutun, că aia amuzat, da. Dar e de sărbătorită de 30 de ani, nu știu eu. Mai în fiecare an, Organizația Mondială a Sănătății, OMS-ul, și par nici nu mai intrăm în știre, să o vedem. Când fumam, da. Pe 31 mai mă lăsam de fumat timp de o lună. Serios? Da. A, de pe 31 mai până pe 1 iulie. Nu. Până la sfârșitul lui iunie. Nu. Bine, deci 31 mai era ziua în care nu fumam. Zic, bă, hai să văd, pot rezista o zi fără țigară? Se întâmplă ceva rău? Nu s-a întâmplat nimic. Nu despre asta vreau să vorbesc. Nu? Vreau să vorbesc despre noile... Fumător, da, asta este. Mi se pare amuzant. Nu se mai fumează nici în localul de Moldova. S-a terminat. Am înțeles chestia. Bă, asta este. E la nivel european, nu e nicio problemă. În schimb, mă scoate din minți ipocrizia asta nefumătorilor, care a dat vremea frumoasă. Înainte de a începe să fie vremea urâtă, a fost vremea frumoasă. Și stăteam la terasă, afară, la cafea și la fumat. Afară, curenții de aer, nu-i mai controlez eu, da? Îi controlează Doamne și cu Universul. Și se așează lângă mine o familie, la o masă alăturată. Mamă, tată, doi copii micuți, 3-4 ani, da? Cu mâncare. Eu, când merg la terasa la care merg eu de obicei, la casa veche, da? Am voie. La casa veche merg, frate, că acolo îmi place cel mai mult, da? Că e albă. Da. Și îmi iau cafeluța mea aia puternică și fumez două țigări la ea. E bătută în cuie, da? Ca să lămuresc pe toată lumea. O cafea, două țigări. Fumul meu bătea spre oamenii ăștia. Eu am încercat pe cât posibil să-l palmez, că m-am prins că-s copiii acolo și asta este. Am încercat, deci, domnule, nu o să plec de la terasă. Dă un măs, am dat afară din clădire, afară și afară stau. E, bineînțeles că s-a simțit doamna. Doamne. Deci nu domnul. Nu domnul. Domnul, el s-a uitat, a tușit așa. Zic, frate, știi ceva? Îmi pare rău. Poți să tușești până poimâine, până ți sare bere, gata. Îmi pare rău, sunt afară unde m-ați scos voi forțat. Bă, sunteți atât de ipocriți ca nefumători la faza asta. Da? Bineînțeles, s-a simțit doamna, dar nu vedeți că îmi vine fum în nas? Domnul, eu aș fi vrut să fumez înăuntru. Sincer. Unde e aer condiționat, unde e sistem de ventilație, unde scoate fumul și îl dă afară, unde stăm închiși acolo în bucăți. Nu m-ați lăsat. Acum îs la terasă. Nici aici nu mă lăsați. O, unde să mă duc să fumez? În pădure? Nu? Vezi că fumez? Du-te la altă masă cu coană și lasă-mă. Scandal. Și zic, bă, cât de ipocrit să fii. Și de nesimțit. Și uite, eu ca fumător am avut dreptate la faza asta. Da. Puteți duci la altă masă. Eu să mă mut la altă masă. Dar de ce să mă mut eu? Tu te mutai numai cu o cafea și cu un pachet de țigări. Ghinion m-a văzut că sunt fumător cu scurmiera pe masă. Îmi pare foarte rău, afară pot să mă așez la orice masă vreau eu. Da. Acolo mă obligă guvernul să stau. Și nefumătorii. Bă, nu știu cât de toxic este fumul de țigară venit de aripile vântului spre... Bă, dar mama se gândă ce vreau aer curat. Vrei aer curat, du-te înăuntru, că ai luptat pentru să mă scoți pe mine afară. Mergi înăuntru, că ai câștigat dreptul să stai înăuntru. Da. Nu mai stai la terasă. Și-a înțeles, doamna.
Nu cred că înțeles, am plecat eu până la urmă. Am plecat eu când am o cafeluță, am terminat-o în 10 minute, cât dracu ți-a subi. În fiecare an, pe 31 mai, se sărbătorește Ziua Națională fără tutun. Da, după aia o afacere extraordinară care de 200 de ani aduce bani frumoși comercianților, producătorilor de țigări, deci producătorilor, comercianților, statului. Cine spune, mă, că în Olanda, Olanda dacă e să meargă prost, merge prost din cauza bicicliștilor? Nu, n-ai văzut? Nu. O analiză putem să facem așa, o paralelă. Deci, dacă Olanda e să meargă prost din cauza bicicliștilor, merge prost, mă. Pentru că bicicliștii în Olanda nu plătesc asigurări. Nu își asigură bica. Nu are RCA. Da. Corect? Bicicliștii nu se îmbolnăvesc mai puțin. De ce? Pentru că dau la pedale, corect? Au viață sportivă, se îmbolnăvesc mai puțin. Nu poluează. Nu poluează, una la mână, deci nu plătesc taxe de mediu, etc. Dacă se ciocnesc doi bicicliști, plătesc? Nu cred. Dacă se ciocnesc doi bicicliști, nu câștigă nici spitalul, nici tinichigeria, nici mecanicii, dacă e bicicletă, frate, s-au ciocnit doi, au râs și au plecat să bea o bere împreună. Deci de-aia merge prost. La noi la fel. Dacă e să ne lăsăm noi de fumat, ar merge tare prost pentru România. S-ar pierde o Hai să ne gândim puțin, dacă toți fumătorii în România mâine vor spune, bă, gata, nu mai fumăm. Da. S-a duce naibii o industrie întreagă. Locuri de muncă. Deci, accize, la producători, distribuitori, comercianții, hai să zicem că ei vând pe asta. Vând guma în continuare. Accize. Câți bani sunt din tutiun? Plus cât își pagă la vamă ca să treci tiruri cu pachete de țigări fără timbru. Bun, șpaga... Ai văzut că e mai ridicat. Da, e mai ridicat. Ce să zic. Da. Mai avem timp? Habar n-am, nici nu știu la cât am început și am zis că vorbim puțin, ești 57, ar trebui să ne oprim de acum. Băi, n-am început... S-au făcut, mai avem două marșe. Asta cu ambulanța vreau să... Mă lase iară cineva la tură pe Facebook că ambulanța Smurd face prea mult, nu asta, anul ăsta, ci că în Roman este una singură și face gălăgie cât 20 și că omul este foarte nemulțumit de faptul că ambulanțele care tranzitează Romanul, venind dinspre Bacău, Piatra Neamț, spre Iași, nu înțeleg exact de ce anume se duc ambulanțele. Se duc pentru urgențe. Și Bacău nu are special de urgențe? Neurochirurgie, cardiochirurgie. Nu știu, deci omul are dreptate din punctul de vedere. Cazurile foarte grave se duc spre Iași. Păi nu le duc cu elicopterul Smurtului? Sunt cu elicopterul, sunt cu... Asta depinde, că dacă este elicopterul... Noi facem 3 ore cu salvarea, frate. Sunt cazuri care se apreciază că se pot merge cu salvarea, deci nicio problemă. Și omul pune întrebarea, de ce salvările astea care tranzitează Romanul cu Nino, Nino și Riri, da, trec pe centru în loc să meargă pe... variantă. Merg pe drumul cel mai scurt. Am încercat și eu să explic chestia asta, că e drumul cel mai scurt, dar dânsul zice că dacă e să plecăm cu două mașini în același timp de la giratoriu, de la Horia, de la pod, de acolo, pe variantă ajunge mai repede să ieși din Roman spre Iași. Eu habar n-am, că nu știu cum a gândit omul, dar mi se pare că, dat fiind că semaforele n-au nicio valoare în fața urgenței salvării, da, ar ajunge mult mai repede pe centru, zic eu. Și probabil de asta și circulă pe centru. Ar trebui măsurat ca să vedem exact la numărul de metri parcurși, dacă e așa sau nu. Dar luăm un om în mașină și vorbim de la ai murit până la ieșire sau mai trăiești până la ieșire? Că... Da. Nu știu. Odată șoseaua de centură era ciuruită rău de tot, nu mergeau nici camioanele cu marfă. Nu se mai pune problema. Da, de... Chiar nu știu, omul mi-a pus o întrebare de bun simț, eu am încercat să-l urmăresc că am putut, dar... Dacă există vreo procedură la ei care să stabilească clar că merg pe zona traseu, asta, un traseu clar stabilit și de supravegheat și... Ok, hai ca să încheiem cu... Ajungă și aproape de spital, că în caz de urgență să oprească la spitalul... M-am gândit și la chestia asta, știi? Să fie mai aproape de intrarea în spitalul nostru. Vorbim de ambulanța Smurd, care așteaptă în continuare aprobările Ministerului. Lămurește-mă, te rog, ce cu aprobările astea? Adică dacă ai un spital care are ambulanță, care e funcțională și care ar trebui să iasă în teritoriu să-și facă treaba, trebuie să stai să-ți o aprobe. De ce? Să se vede cineva să uite la ea, bă, frumoasă ambulanță, eu zic că e bună. Nu știu, deci o legislație stufoasă... Bă, de ce nu-i lasă pe medicii locali să-și vadă de treaba? Adică, frate, avem un administrator al spitalului, un manager, dar...
Acela nu face, există, este de folos. Când vorbim de roman, iarăși spun, roman nu înseamnă nu numai între Siret și Moldova, corect, înseamnă 25 de comune în zonă. 25 de comune care... O ambulanță oricum nu e de ajuns, oricum mai loc. Oricum nu e de ajuns, formă. Exact. Este, e 85 cu accidente, din păcate. Frecvente. Și iarăși trebuie să intervină cei de la Smurd. Întortocheate scările Domnului, de asta trebuie să mergem duminică la vot, să alegem pe cei mai tineri care să facă schimbările, să se implice toată... Eu că dacă mergeți duminică la vot și votați primarul, nu o să se schimbe chestia asta. Ba da, o să vină ministerul și să spună, bă, la țară, să facă... eu zic că vă dau liber la ambulanță. Că, da, un primar care este în Asociația Municipiilor din România, da? Un primar care se întâlnește cu ceilalți primari poate spune, băi, stai așa o clipă, avem niște deputați, niște senatori de ai noștri, hai să-i strângem puțin de ce trebuie și să le explicăm, bă, oameni buni, modificați legea acolo, că uite ce se întâmplă, ați făcut o strâmbie, ați adormit, ați țipit când ați ridicat mâna, când ați scris acolo, cine a scris legea aia, așa fără să gândească, fără să știe ce este în practică. Concluzia deci este, pot să facă și administratorul local o treabă voi bună. Voi face și eu ca și colegul Dan Vasiliu, eu punctul meu de vedere l-am spus deja și pe Facebook și aici, n-are rost să-l spun mai departe, în schimb o să-l susțin pe el, mergeți duminică la vot, făceți-vă datoria, e o datorie. Deși ar trebui să nu fie o datorie. Așa ar trebui să fie un drept. Da? Păi e drept. Da, e drept, dar nu și o datorie. Eu nu mă simt obligat absolut deloc să fac treaba asta. Ar fi bine să fie obligatoriu. Nu. Votul. A, da. Deocamdată nu e. Nu. Când va fi obligatoriu, voi fi primul care să spună sunt de acord cu chestia asta. Obligați-mă să merg, pentru că atunci sunt și convins. Eu mi-am exprimat punctul de vedere, nu sunt convins. Niciunul din candidați nu m-a convins. Da, da, ce da, o să da, fac? Da. O să mulți bine, campania asta electorală a fost atipică. Deci, din 90 până acum, asta e singura campanie fără banere. Și nu e vorba numai de asta, mă, dar eu am urmărit că am stat pe cât de cât pe Facebook, că acolo e domeniul meu de activitate, și n-am văzut unul din ei care să vină cu proiecte de viitor. Dar am văzut, în schimb, o colecție foarte stufoasă de înjurături, de blesteme, bun, de bun. Secrete scoase din fund la iveală. Deci, dar nu cred că mai prind alea. O să vedem ce o să fie duminică. Cel puțin pe zona Roman. Eu aș vrea să văd schimbări în comune. În comune din jur. Acolo sunt problemele, da. Dacă acolo începe să se facă o schimbare, să vină cei tineri, să vină alți oameni cu principii curate, cu corecți, onești, cu implicați pentru comunitate. Știi că stau cu urechea pe tine ca pe butelie acum, că sigur o scoți. Ceva trebuie să zici tu, că nu se poate. Nu. Deci, asta să fie votați cei tineri, cei implicați și cei care pun interesul comunității prioritar, nu, sau înaintea interesului propriu. Ok. Da? Deci, e să la aprobarea. Nu spun pe cine să votați, pentru că așa au făcut, deci unele partide, așa au făcut un amalgam acolo, au promovat tinerii, da, din 30 pe listă de consilieri, sunt și tineri, că au promovat tinerii, fine, după poziția 15. Omule, liniștește-te, că mai avem încă două zile de campanie. Dar nu fac nicio campanie, nu dau niciun nume. Și n-am comentat nimic. Dar spun eu cu cine vor vota. Cu nepotul lui vecina, că o să se supere dacă nu votez, cu cine mi-e prietenul acolo, dar nici importanță, tu crezi că pe oameni interesează mai binele, mai binele ăsta sună așa, fain, frumos, dar știu cu toții că nu o să se schimbe absolut nimic și atunci votează cu, bă, mi-ești prieten, da, aia te votez pe tine. Ești prost, ca noaptea dată te votez pe tine. Bun, dacă tu mă votezi pe mine, cred că n-ai pretenții ca eu odată ajuns în funcție nu, să... Nu cred că are cineva pretenții la nimic, oamenii știu că nu se va schimba nimic. Știu, pentru că se vede. Nu, stai așa, că dacă îl votez pe nepotul vecinei, nu am șansă când mă duc acolo să nu stau la coadă, vecina să sune, nepoate, vezi că vine vecinul care te-a votat
Și vezi în că ai un post la primărie și... În afară de persoanele care sunt implicate în mod direct din, în politică și în campania asta, celelalte persoane sunt, bă, ce pun mâine pe masă, unde îmi trimit copiii la școală, ce fac vara asta cu nevasta care e bolnavă și politica pe ei trece pe lângă ei ca apa, n-are nicio treabă da, și da, vor vota cine le pică prima asta oară. Asta e gândirea cu strategie pe termen scurt. Nu există strategie la oameni. Ei votează pentru că trebuie. Tu n-ai o strategie? Nu. Ba da, ai. Nu, ascultă-mă, vorbim n-ai de totul. N-ai ordonat-o. Suntem pe final, ce rău îmi pare. Uite, trebuia să începem cu asta. Suntem pe final. Vorbim cu cineva iarăși pe Facebook și îmi spune: "Băi, din cauza gândirii astea ca ale tale cu Ciprian Blanca, și evident că eu cu el am dispute politice pe da? Pe Facebook. Din cauza gândirii astea ca ale tale sunt atât în parlament. Om bun, am votat chiar cu speranță ca în parlament să fie numai 300. Și cred că 90% din români au votat că vor numai 300. Da. Cât sunt? 700. Votul tău nu are nici cea mai mică importanță. Asta spun. Că se va păstra aceeași porcărie ca și până acum. Vede, spun la, o să fie la toamnă 300? Mă îndoiesc. Începe campania pentru parlamentare. Mă îndoiesc. Săptămâna viitoare începem campania pentru parlamentare. Au. Deci n-am uitat de portretul candidatului model. Pe care nu-l vedem nicăieri, nu-l regăsim nicăieri pe nicio listă. Să în primul rând am găsit. La revedere. Nu, am la cinstit. Nu. N-am spus treaba asta să fie cinstit. A, nu era vorba? Să nu fie penal, parcă. Să nu fie, să nu, așa. Că acum spun... Ca, așa se că nu-i penal. Nu, am, nu, n-am la Roman. Am undeva lângă Roman o formațiune de tineri. Da? Și mi-au plăcut, deci ce am văzut pe net. Nu le-ai zis pe nume. Până în 39 de ani. Oprește-te, dar nu știu ce comună, nu știu de unde. Și cred că sunt în fiecare comună. Deci cred că sunt în fiecare comună. Da. Nu știu ce șanse au. Din păcate am constatat în campania asta electorală încercare de prostire în continuare a electoratului. Clar. Încercare de manipulare. Clar. Aruncare cu noroi. Yep. Și am găsit foarte mulți complici la furt. De ce? O să vă spun eu în campanie cum a furat primarul sau consilierul sau candidatul. Și dacă nu, deci, dar eu în campanie vă spun. Înseamnă că eu știu. Da. Și am fost complice. Da. Da? DNA-ul, ia-l! Ia-i pe aia care spun treaba asta! Luați-ne și pe noi de aici, că ne tindem prea mult. Da. Dan Vasiliu, îți mulțumesc pentru prezență. Mai pentru ce? Ne vedem săptămâna viitoare, după alegeri. Alegeri dintr-un singur tur. Mergeți la vot. Votați cu capul. Răbdare, răbdare că va fi coadă. Probabil, da. Pentru că fiind chestia aceasta cu sistemul electronic, am explicat și știți despre ce este vorba. Votați cu capul, nu cu inima. Asta este, nu cu inima. Nu vă uitați că vei vecin, prieten, rudă, iubit, iubită, dacă nu se pricepe și îl vedeți că nu e bun, votați cu capul, iubita măcar votat-o. O dată în viață. Iubita votată. Toate cele bune, weekend minunat, cu soare, sper. Nu, înnorat. Ca să meargă lumea la vot, că să nu ducă la... Dacă nu fac copii acasă. Oricum, nu o să puteți merge la grătar, mergeți la vot, pentru că o să fie noroi. Da? La vot! La vot cu voi! Toate bune!